Dian Popescu va fi noul președinte al ALDE Gorj. Decizia urmează să fie luată după biroul permanent național al partidului, la care senatorul va participa pentru prima dată. Popescu spune că este pregătit să-și asume șefia organizației de la Gorj, începând chiar de săptămâna viitoare. La scurt timp după ce a semnat adeziunea la ALDE, Dian Popescu se pregătește să preia frâiele organizației județene. Vedeți, noastră, când mergi într-un partid, trebuie să-ți asumi și munca. Și ca președinte al unei formațiuni politice care este în creștere, cum este ALDE în acest moment, este foarte mult de muncă. Da, cu siguranță voi asuma președinția ALDE, cred, de săptămâna viitoare. Popescu a mai spus că Radu Angheloiu nu ar trebui să părăsească partidul după venirea lui. Părerea mea că domnul președinte Angheloiu nu are de ce să aibă probleme că eu sunt în ALDE, întrucât dânsul a fost cu mine în Partidul Național Liberal foarte mulți ani. Până n-a intrat la guvernare și apare acele disfuncționalități pe posturi, pe funcții, n-am avut nicio problemă unul cu altul, chiar am conlucrat foarte bine și de aceea sunt convins că vom colabora foarte bine și în ALDE. Radu Angheloiu nu a putut fi contactat telefonic pentru a comenta afirmația lui Dian Popescu. Dorin Tașcău a anunțat deja că va pleca din partid după venirea senatorului.